Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se face și stadionul Dinamo, dacă nu știu. Asta ne mai lipsea. Toate se rezolvă. Stadionul Dinamo în groapă acolo să-l fac. Mm-hmm. Îl fac la loc, dar o să fie cel mai central stadion, cred, din lume. Da. 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 Așa, cel mai aproape de guvern, cum ar veni. Da. O să fie un complex sportiv, de fapt. Nu doar un stadion, și între complex va fi încadrat. Deci Compania Națională de Investiții, gata, s-a aprobat, nu știu, va fi încadrat în categoria a patra, care este categoria a patra UEFA de stadioane, fost elit. Uh-huh. Adică e top, da. Vârf, maxim. Deci ajung în Champions League, asta e un fel de Champions League al stadionului, nu? Da, frate. Cine se pregătește, pentru cine moștenește. Cred. Da, bravo. Bine, da. Deci fac stadion. Măcar stadionul. Pentru cine? Păi nu știm. Stadionul o să aibă capacitate 25.000 de locuri. Frumos. Mare. Da. Vestiare pentru gazde, oaspeți, arbitri, copii de mingi și personal auxiliar. Să aibă copii de mingi? Da. Data aproximativă de stadionele au copii de mingi. Asta zic. Data aproximativă de finalizare a lucrărilor 2025. Deci, practic, prin 2040 ne apucăm de lucruri din nou. Băi, nu cred că, uite, celelalte stadioane s-au ținut de ele cât de cât, adică au întârziat un pic. Așa e. Arena Națională au făcut-o relativ repede și vorba edita mai stadion. Nu, vorbim de timp. La preț de două ori mai mare decât proiectul copiat. Asta stadionul Ghencea l-au făcut Ghencea repede. Și Giuleștiu, s-au mișcat relativ și bine. Da, nu ai ce să reproșezi aici. 2000 de locuri pentru zona VIP. Mă, atâta VIP avem noi la Dinamo? La Dinamo e VIP. La Dinamo e VIP, serios? Mult VIP. Cred că se întorc toți băieții acum, după ce se face stadionul, cred că se întoarce și Borcea. Deci, sector special destinat galeriei oaspete, 1250 de locuri. Subțire. Con. Mai puțin la oaspeți decât la VIP. Da, subțire. Magazine de suveniruri, de articole sportive, fan shop-uri, spații de alimentație tip fast food, etc. În fiecare tribună a stadionului, ia uzi. O să avem treburi. Mă rog. Bă, dacă chiar începe construcția, reconstrucția stadionului din Ștefan cel Mare, să știi că e un semnal bun pentru societate. Au încercat 25 de ani să fure terenul ăla. Ori s-au făcut eforturi mari de tot. Așa e. Corect, să ajungă în patrimoniu unor boși care să facă ceva blocuri acolo și dacă începe, înseamnă că s-a terminat practic o eră. Nu se mai fură terenuri publice mare valoare. Nu se mai fură terenul public Dinamo. Exact. Le-a face hotel pentru sportivi, 40 de camere. Deci domnul Bursu cu Dan Petrescu când vine să joace. Nu o să mai când o să joace. Dacă o să joace cu Dinamo Vrat. Asta cred că are și stadionul Arcul de Triumf, dacă nu mă înșel. Cameră VAR. Cu chestia asta, cu un mini-hotel. Parcări. Cred. Ia uite, parcare VIP, 150 de locuri. Parcare subterană, două niveluri, pentru 1000 de mașini. Puțin. Asta e treabă bună. Complexul sportiv, acum cu parcările astea subterane, eu o singură dată, dar cred că la un concert, nu cred că la un meci, am avut acces în parcarea aia care nu e subterană, e supraterană, de la Arena Națională. E și una subterană. Ai mers și cu noi în aia subterană, am mers la un meci împreună. Am fost la subterană, nu ți minte, A, și când am stat în subterană, nu știi că nu era nicio regulă cumva. Toate, intrai acolo și o parcai pe unde găseai. Cam piață, pe unde găseai. Bun, și la ieșire toate mașinile s-au îngrămădit să iasă și am stat, cred că o oră jumate să ieșim din parcarea. Nu mai contează, ai avut parcare? Da. Asta e. Mai bine mă duceam pe jos. Bun. Dar ce spuneam mai devreme, nu e doar stadionul de fotbal, ci o să fie săl de antrenament pentru o mulțime de discipline sportive de la CS Dinamo. Deci o să aibă 10 săli integrate și fiecare cu vestiare, cu grupuri sanitare, birouri de antrenori și așa mai departe. Deci înseamnă că să refacă tot complexul. Da. Complexul sportiv Dinamo cuprinde o sumedenie de săli. Fii atent. De sală box, de antrenament. Deci săli de antrenament. Pentru handbal și basket. Ok. Pentru volei și tenis. Sală de antrenament cu dotări pentru judo, jiu-jitsu, karate, taekwondo. Sală de antrenament cu dotări pentru lupte și taekwondo. Am zis, să vorbesc că e taekwondo. Așa am zis. Așa. Pentru lupte și sambo. Ce e sambo? Tot un fel de karate. Sambo e soțul la samba. Sală de antrenament pentru box, haltere, scrimă, bataie. Toate aceste săli există acum la Dinamo, dar sunt de acum zeci de ani. Dar singurul lucru care s-a refăcut acolo e bazinul de vreo 10 ani și care arată excepțional, cel mai frumos bazin din București. Dar sportiv există pentru toate sportivele? Este plin de sportiv. Da. Dinamo geme de sportiv, serios. Bine, și în centrul Bucureștiului sunt foarte, foarte mulți sportivi la toate secțiile acolo. Băi, te rog să-mi explici. Sală de antrenament cu dotări pentru canotaj, caiac, canoe și ciclism.
Cum? Pe ciclism poți să faci în orice sală de sport. Poți pentru hidrobiciclism. Nu, mă, nu. Au biciclete de alea ca la sala de fitness. Aha. Biciclete fixe, rame de alea fixe. Și coniac canoe. Și ăla. Tot practic fix. Tot pe loc. Ăla cu florească. Păi, dar încă o dată spun, important e să vedem că încep lucrările, că eu am mai participat în calitate de reporter în urmă cu 20 și X de ani. Deci ai avut și tu o meserie la un moment dat. Da, am participat la o conferință de presă în care am văzut și macheta stadionului. Ai fost la o conferință de presă? Da, a fost conferință de presă la Dinamo cu domnul Badea. Pentru ce publicație lucrai? Eram la Radio Europa FM. Da. Bună ziua, Luca Pastia de la Europa FM. Nu, n-am întrebat nimic. Cum o vedeți? Da, nu m-a interesat. Dar am văzut macheta, urma să înceapă construcția. În câteva luni construcția noului stadion. Poate e aceeași Dinamo. Machetă, mai știi? Da, probabil. Da, aveau fursecuri. Pișcotăreală nu prea era, îi aveau de la... Cum mă, că atunci era? Aveau de la domnul Badea. Pișcotăreală era în partea cealaltă, pe Giulești, că era cu Ana, cu Copos. Da, exact. Acolo era. Acolo erau pateuri Mateuțe. Și produse de patiserie. Da. Bine. Din coace îți dădea niște Badea... pizza și aripioare, eventual. Exact, da. Deci asta e, ci că încep lucrările pentru Dinamo, pentru complex și se modernizează și căile de acces din trei direcții, șoseaua Ștefan cel Mare, Calea Floreasca și Barbu Văcărescu. Deci practic o să fie, dacă chiar se apucă să lucreze, o să fie niște ambuteiaje în trafic, că se dă peste cap totul până se lămuresc cum să fie. Auzi, mă, dar pasarele de alea pietonale fac cu stâlpi în drum. De ce le trebuie totuși la Dinamo stadionul ăla? N-au circul deja acolo? Răutăți rapidiste. Ce rapidist de norocit. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.